Ceata actorilor deveniți îngeri a mai primit un membru. Nae Lăzărescu s-a stins din viață joi dimineață. Actorul de comedie a încetat din viață la vârsta de 72 de ani. În ultimul timp era foarte bolnav. Apropiații spun că suferea de o boală la ficat. Acesta mergea o dată pe lună la Spitalul Fundeni din București pentru analize medicale. Unul dintre cei mai mari actori ai României, Nae Lăzărescu, a murit joi dimineață la locuința sa în urma unei lungi suferințe. Trupul neînsuflețit al actorului Nae Lăzărescu va fi depus vineri la prânz la teatrul de revistă Constantin Tănase. Actorul va fi înmormântat sâmbătă la Focșani. Vestea morții sale a îndurerat o țară întreagă. Colegii de breaslă ai regretatului actor de comedie au fost profund marcați de dispariția acestuia. Nae Lăzărescu s-a născut în septembrie 1941. Este foarte cunoscut publicului, mai ales din cuplul comic pe care îl forma alături de Vasile Muraru. Nae Lăzărescu a jucat și în filme precum Grăbește-te încet, Șantaj, Baloane de curcubeu, Viraj periculos și Căsătorie cu repetiție. Se pare că o viață nu ajunge nimănui să-și exprime și să împartă cunoștințele acumulate. Actorul Nae Lăzărescu mai avea multe să ne spună, însă cei care i-au fost apropiați au misiunea și responsabilitatea să facă aceste lucruri în numele lui. Maestre, odihnește-te în pace!